Vă salut, fraților, și bine v-am găsit la un nou prestar de cont și totodată un case opening de pe Carpathians. Înainte ca clipul să înceapă, vreau să vă rog foarte mult să nu uitați să apăsați și pe acel mic buton de like pentru că mă ajută și astfel creștem și noi comunitatea. Și pe lângă treaba asta, nu uitați și de platforma de Instagram Raven Capară, unde la 1100 de follower acolo s-ar putea să dăm deci pe lângă faptul că o să dăm de 100 de uni giveaway, o să dăm și de 1000 de uni în alchimie. Adică eu așa zic și voi ați fost de acord. Și în clipul de azi, fraților, o să ne distrăm puțin, o să luăm niște hidroase, am vorbit cu proprietarul contului, azi că e de acord să dăm de 10 uni în alchimie. Și na, o să luăm și o medalie. Da, până atunci hai să vedem la Hydra. Contul, din ce am văzut, este foarte, foarte bun. Adică, bă, fraților, gândiți-vă în felul următor. Iei contul ăsta și poți să farmezi lejer, bă, fără niciun stres. Iarăși, Hydrele pe Carpathians 23, ca nu știu, mi se pare foarte puțin față de... față de alte servere precum Țara Românească, România, pentru că până la urmă tot trebuie mult, mă frate, pentru a face Hydra. Și nu știu de ce prețul ăsta a rămas așa jos. E bine într-un fel că a rămas jos, dar bine, e bine pentru player că a rămas jos, dar na, nu știu. Mi se pare puțin prea exagerat de jos, bă, frate, adică pe Țara Românească vă și pe la 35-39, la un moment dat se apropia de 40, pe România ți minte că se plângea Berska că ajunse 40 și ceva, adică foarte mult. Și nu zic doar eu, sunt foarte multe păreri care zic lucrul ăsta. Dar, na, acum ce să facem? Ok. Așa. Mamă, dar nu știu. Bă, am luat destul de multe hidre. Cred că o să fie interesant. Nu știu dacă am luat 45, dar ar fi ceva. Deci sincer să fiu, chiar ar fi ceva dacă am fi luat 45. Dar arată că am trebuit să ajungă. Sper să avem și loc în inventar. Oricum, când se bagă cineva în hidre, se bagă și mai crește puțin prețul, dar degeaba dacă crești prețul de la 23 la... ce, de fapt, de la 23 la 23,3. Adică nu și are sensul, din punctul meu de vedere. E prea puțin minereu mag de fier. Ok, cu ocazia asta mai vedem și ce mai avem prin inventare. Inel de teleportare, de asta avem nevoie, foarte multe mantii, ok, deci pe cont avem și multe mantii. Ok, mai avem aici câteva iteme, dar nu foarte interesante. Hai să dăm și noi de aici, să mai aruncăm niște licori. Și așa chiar sunt multe licori aici. Mai multe decât ai nevoie pentru un sura, mai ales un sura de calibru ăsta cu alchimia asta. Pentru că în beta nici măcar nu ai nevoie de licori. Și vă zic sincer, fraților, cu sura asta nu ai nevoie de licori niciunde. Dar, na. Acum mai golim și noi puțin inventarele. Yonganu. Blandity cu plus. Iar, mamă, dar și băiatul e destul de dezordonat ca mine. Bucat de gheață. Deci mă uitam așa și eu sunt foarte dezordonat câteodată. Bine, de mai multe ori, deci să mint. Dar încerc și eu să mă ordonez, fraților. Bun, punem o mică pauză și revenim cu case opening cu propriu zis. Ok, gata băieți, am revenit. Și avem un inventar de cufere Hydra. Băi, să vedem dacă putem să facem un mic profit. Am deschis și pentru medalie, am luat un schimb, un manual, o eșarfă, 7 aduri sau nu mai știu, cred că 2-3 aduri, nu mai știu sigur.
Dar, na, hai să vedem aici ce reușim să ne scoatem. Adică, categoric ar trebui să ne scoatem din cu ferestea Hydra. Eu nu am mai deschis de ceva timp. Și o să las aici ăsta. Deci, 2 exo până acum. 2 exo. Bă, nicio eșarfă, nimic. Hai că-i dăm mai repede atunci, dacă nu vrea. Hai că-i dăm. Foarte multe pietre lucioase. Uite, o eșarfă de 10. Ok, am văzut o eșarfă. Lucru bun. Deci lucru bun că am văzut o eșarfă. Dar aștept să văd și metalul ăla. Că uite, două eșarfe, ok. 10 exo până acum. Dar uite și metalul, ok. Două metale, încă o eșarfă. Băi, chiar a mers super bine, băieți. Deci două metale, aproximativ 2 uni plus 2 exo, 2 uni, eșarfele. Deci nu am ieșit rău, sincer să fiu cu voi, chiar nu am ieșit rău. Și aici mi se pare că mai era o eșarfă de 10. Da, deci avem 3 eșarfe de 10, fraților. Putem să facem ceva ca lumea. Hai să vedem la combinație. Ok, una a mers, cealaltă n-a mers. Dar am făcut una de 17%. Bă, nu e rău chiar deloc. Nu, mi se pare că puțin, deci nici pe profit, nici... Suntem cam pe zero, sincer să fiu. Mă aștept la mai multe exo și în rest chiar a ieșit foarte bine. Bun, hai să mergem în nefrit pentru a putea vedea și damage-ul acestui cont și pentru a putea să facem o prezentare detaliată a contului. Contul ăsta e un cont de nivel 95 care, din punctul meu de vedere, e un farmer desăvârșit. Avem pet 27 de zile pe el. Mai avem aici mănușa tâlharului încă 13 zile la MD-uri. Avem 2000 de JD-uri, ok. La MD-uri avem 2000 de JD-uri, bine, take-are. Tranzacțiile contului, ok. Deci s-au mai băgat în ultima lună 205 MD-uri. La capitolul alchimie avem un felul următor: rubin clar full PVP, jad max PV refacere absorbită, safir war dublu lican, granat cu absorbită, onyx critică corporal și săgeți și diamant cu rezistență la abilitate, exact cum trebuie pentru PVM. Hai să activăm alchimia. Avem set cu INT, bineînțeles. Punem tăișul și vreau să vedem cât dăm. Nu m-am uitat la iteme. Ok, mamă, dar de ce? Ați văzut, fraților, instant s-a... Mamă, dar stai, mă, că noi batem cu tigru regal, mă. Ce faci? Ce faci, mă, aici cu tigru regal? Vino cu acea pe mistreț. Băgăm și un de-asta. Și iar damage-ul în triton este de 12k. Foarte bine. Deci e un damage bun. Avem o șarfă de 19, o otrăvită 42 medie, 5 vânt, un Ningyang plus 9 cu un KPV 10 fulger, o cască de coarne plus 8 cu 15 fulger, un talisman pământ plus 0 cu 15 gheață, 5 semici, 15 pământ, 15 insecte, un scut vultur plus 9 cu imun și 10 diavol, un minus al contului ar fi faptul că nu are costum aură. O brățară lacrimă cer cu 6-7 cu un KPV 10 vânt 20 diavol, foarte bună pentru fermecată. Colier lacrimă 10 critică cu 50 valoare atac magic, din păcate la 6-7, dacă era 5 valoare atac era destul de scump un colier de genul. O curea de in plus 9 și nu știu dacă avem ceva în inventar de la curea. Ba da, uite că avem niște licori pe aici. O pereche de cercei smaral plus 8, 20 orci, 20 animale, 10 diavol. Și o pereche de papuci de foc plus 6, 1000 PV, 5 critică. Cam asta este echipamentul cu care batem acum. La skill-uri avem în felul următor: calul nivel 25. Nu avem skill-ul extra pe cal. M10 teama, M3, M4, M6. Deci destul de decent. 3 inventare și 2 linii deschise. Mm,
Ia uite regele crab aici, hai să vedem și cât dăm în ăsta. 10k, 11k, regele crab. O să nu uit, ok, avem și razador, nivel 85, antrenament berserker vânător, foarte bun. Setul pentru vânt, papuci primul bonus plus 20%, deci avem 1200 PV, ok. Colier de argint, 1500 PV, setul pentru fulger, setul pentru int, scut pentagon cu 12 int. Și în mare parte cam asta e, mai avem canul 27 de zile, după cum am zis. Coiful de nivel 100 cu atac este pregătit, deci nu va pune probleme. Ok. Contul, bineînțeles, vine și cu metalele astea pe care le-am luat eu aici. 5150, 2000 de jdeuri, biologul care nu știu unde este. Ok, deci biologul este la globul de gheață. Un alt minus al contului putem să-l punem. Putem spune biologul ca un minus și mama a dat ăsta acum te-a rupt, dar nu știu cum, dracu. V-am zis, crabul e un boss destul de greu de bătut. Dar nu știu cum le-a dat, nu atâta de data asta. Înțeleg că n-am pe mine full-uri, n-am critici, n-am nimic, dar mi se pare că da, parcă mult prea mult. Acum chiar că nu-și avea rostul să dea, adică nu că nu-și avea rost, dar efectiv mi se pare că a dat mult, mult prea mult. Mamă, da, nu știu ce Dumnezeu a dat de ăsta atât acum. În orice caz, pe schimbă, fraților, cred că mai avem niște iteme și pe schimbă. Da, mai avem conturi de cioburi, deci este foarte bine și cred că avem și echipament pentru conturile de cioburi, dacă nu mă înșel. Ok, deci avem și un FMS30, da, cum am zis, avem și echipament pentru conturile de cioburi. Bun, fraților, cam ăsta a fost cu clipul, eu am fost Taker și până data viitoare noi să ne auzim cu bine, v-am pupat! Ciao, dacă aveți și voi nevoie de o prezentare de cont, știți unde mă găsiți, Instagram, Raven, Capăr sau Discord, Taker, hashtag 837, iar în descriere la link util aveți și linkul către serverul meu de Discord, v-am pupat, ciao, ciao!